Bine v-am găsit, dragi prieteni! Ne bucurăm pentru faptul că de fiecare dată când avem astfel de întâlnire, ne dăm o întâlnire, putem să abordăm subiecte mai deosebite. Și focusul emisiunii noastre de astăzi este pe un subiect care, cred eu, ne privește pe fiecare, mai ales familiile noastre. Subiectul este în felul următor. Mitul Crăciunului în familiile noastre. Cum îl percepem? Subiectul cadourilor, ce spunem noi copiilor, cum abordăm Crăciunul în familiile noastre. Și pentru ca subiectul nostru să fie dezvoltat destul de bine prezentat în fața dumneavoastră, avem un invitat deosebit. Este specialist în psihologie, domnia sa Rodica Rudei. Bine ați venit! Bine m-am regăsit! Bună ziua! Știți că sărbătorile de Crăciun, astăzi e în temă și societatea, știți, e în febră, pregătirii, cadouri mai ales, încearcă să împodobească casa, străzile, se bucură. Mi se pare că este atmosfera aceasta de sărbătoare care e cea mai plăcută. Am citit într-o revistă că cea mai populară sărbătoare, de fapt, este Crăciunul. Așa. Și motivul de ce este, probabil că am putea să vorbim, dar astăzi ne concentrăm pe familie. Da. După părerea dumneavoastră, ce ar trebui în familie să înțeleagă despre Crăciun? Crăciunul e o sărbătoare deosebită și nu pot să încep în a o defini dacă nu e acord calificativul creștină. Dacă aș întreba acum mai multe persoane, și am făcut-o la timpul potrivit, ce înseamnă Crăciunul, sunt amintirile în care ne-am conectat cu familia. Sunt momentele în care veneam la părinți sau plecam la bunici și fericii de cei care au bunici, un care îi așteaptă cu brațele deschise și o masă, așa cum bunicii doar știu a pregăti. Sunt amintiri în care ne conectam unul de celălalt și se afirma cumva acel sentiment de apartenență. Ora asta e nevoie de bază, oricând, mereu. A fost și va fi nevoia de a ști că aparții unui grup și ești iubit nu pentru că ai făcut, nu pentru că ai adus, dar pentru că ești în viața lor. Crăciunul, părerea mea despre Crăciun este totalmente, probabil, diferită de ceea ce astăzi aud eu. Și mă întristează ceea ce aud astăzi, din păcate. Crăciunul, acest nume, cumva îndepărtează de personajul principal al sărbătorii. De acel grație căruia și s-a născut acest frumos eveniment, sărbătoare, pentru că Creatorul a ales să trimită pe unicul său fiu, da? Pe acel prunc sfânt. Și istoria pentru cel care vrea să afle cum am ajuns noi astăzi, unde am ajuns, n-are decât să o facă și să deschidă, cum am făcut și eu la timpul potrivit, filă după filă, să vedem unde apare momentul de răscruce când cineva decide să introducă un personaj fictiv în opera lui. E vorba de Irving, un scriitor englez care nu-i vinovat cu nimic, că așa o imaginație a avut și a creat un personaj dolofan, pozitiv, așa, într-o chipare a bunicului, după care a fost desenată imaginea dată de un pictor, nu știu exact, n-am memorizat numele, cu vesta asta roșie, cu nasturii mari, cu centura și cu barba asta albă, care cumva întruchipează o bunătate necondiționată. Și Coca-Cola, compania aceasta glorioasă, a împrumutat acest frumos simbol și mai departe a mers marketingul, care lucrează foarte bine și din ce cu ani și ani la rând se pare că se înrădăcinează și deja am ajuns la faptul că s-a înlocuit adevărul cu un mit foarte plăcut, foarte simpatic, pentru că nu poți să intervii și să spui, dar nu-i bine asta. Da? Nu poți. Am auzit mulți părinți care îmi spuneau, păi doamna Rudei, dar nu vă pare că astfel furăm magia sărbătorilor? Și atunci am răspuns foarte sigur, dacă dumneavoastră credeți că a spune adevărul despre Domnul Iisus înseamnă a ruina magia sărbătorilor, înseamnă că nu cunoașteți pe Cel care s-a născut într-o iesele. Da, într-adevăr, la ziua de astăzi, când se vorbește în țările nordice, dar probabil că pe tot globul, se
vrei, nu vrei, dar apare imaginile. Exact. Renii, Sami, exact. Și toate frumoase, fiți de acord. Mie tot îmi plac decorurile acestea. Eu le admir. Mie îmi place renul pentru că un animal care tot Dumnezeu l-a creat și el există. Și pozitiv, frumos. Exact. Mie îmi place Sania, mie îmi plac lămânările, mie îmi place culoarea roșie. Adică sunt foarte multe decoruri care ne fac viața frumoasă și e bine să existe astfel de momente pentru că ele pun niște accente minunate. Dar menirea adultului în viața copilului să pună un accent preponderent pe valoarea supremă a adevărului. Cu siguranță că dacă n-ar fi fost plăcute aceste simboluri, da, aceste lucruri, nu n-ar prinde rădăcină. Absolut. Și Crăciunul se asociază cu Moș Crăciun, da, care și aici este probabil că un lucru mai specific în familiile noastre, adică familiile societății, unde Moș Crăciun vine cu niște daruri, niște cadouri, eu știu, unde chiar, eu știu, se încearcă undeva să se manipuleze, chiar și cu copiii și părinții la fel. Pentru că dacă vine că Moș Crăciun... Și după părerea dumneavoastră, de ce îi se dă o astfel de tentă a realității acestui Moș Crăciun, povestea, și se încearcă să se vorbească despre ea și tot mai mult și apoi copiii se dezamăgesc, chiar unii chiar cred la o vârstă anumită, o perioadă anumită. Ce se întâmplă? Noi adulți avem nevoie de poveste. Noi avem nevoie cineva să ne spună că mâine va fi mai bine. Și tu poți mai mult. Și nu contează câte universități ai absolvite și nu contează câte diplome sau victorii ai în carieră. Oricum, există momente când tu simți necesitatea cineva să te bată așa frumos pe umeraj și spune: hai că poți, hai că va fi mai bine, hai că crede în minune, hai să crezi în minune. Cu atât mai mult copiii care sunt practic personaje din povești, cei care la creativitatea care pur și simplu bate toate granițele și se revarță peste limitele care noi adulții tot noi le facem cumva, da? Și da, noi avem nevoie de povestea unei vieți frumoase și faptul că tot ce facem noi în prezent va fi cu un impact pozitiv în viitor. Și părinții care o fac, cu siguranță nu fac cu rea voință. Nu o fac în sensul ca să denatureze prezența divină care s-a întâmplat acum 2000 de ani și care a fost evenimentul dat. Nu cred că ei, prin faptul că cultivează acest mit că există Moș Crăciun și dacă tu vei fi bun anul acesta sub rad, vei găsi exact ceea ce îți dorești. Mie mi se pare, cum ați spus și dumneavoastră, manipularea aceasta sau altceva ar fi oferirea autorității de părinte unui personaj inventat, mi se pare naiv și infantil. Deci, dacă eu nu te pot să te controlez, atunci poate te poate controla acel Moș Crăciun care poate să vină. E o amăgeală și abureală concretă. Culmea este că este auto-abureală. Pentru că eu, ca părinte, înțeleg foarte bine, dar la un nivel inconștient, pentru că dacă l-aduc la conștient, realizez că am dat faliment ca părinte. Deci dacă eu nu pot să-l motivez pe copilul meu suficient de bine ca să aibă niște comportamente care îmi plac mie și care sunt binevenite pentru vârsta lui, ce fac eu? În desperarea mea apelez la așa zisele manevre care funcționează cu siguranță. Și da, aveți dreptate, pe termen scurt ele au rezultatul așteptat. Întrebarea este alta. Chiar îmi doresc să ating comportamentul pe luna aceasta? Sau eu vreau acest comportament să fie zilnic și fără limită de timp? Da, este necesar de mult efort. Și atunci noi alegem scurt pe doi, i-am dat și s-a liniștit pe o vreme, apoi ne gândim la altceva, recompense. Ele funcționează, iarăși repet, nu merg împotriva lor, behavioriștilor, da, specialiștii care au elaborat un sistem fantastic, care este necesar să-l atribui la o vârstă anumită și pe o perioadă anumită de timp. Altfel, creștem adulți irresponsabili, non-realiști și necutezători, care de fiecare dată vor aștepta să fie condiționat și recompensat. Vei fi de acord că totuși Crăciunul prezintă în societatea noastră modernă două viziuni, două păreri, pentru că până la urmă s-a născut undeva de religie,
Are, vrei, e pronunțată pentru că în sine însăși are motivația schimbării, iar apoi secularizare, deci o altă ramură care a înlăturat religiozitatea sau religia. Și totuși să nu lăsă vidul ăsta, ci s-a înlocuit cumva ca să nu absorbe și cu toate acestea să atragă societatea, lumea, privirea către religie sau către cel care s-a născut, așa cum a spus dumneavoastră. Și iată, a apărut o poveste. Așa. O poveste și aici îi dă magie, cum a zis. Deci, ce e magie? O păcăleală, un abur care încearcă să se arunce în aer și să inhaleze și iată atmosfera, așa, darurile, cadourile. Cineva le mai îmbină. Sfântul Nicolae, cu nu știu cum, că de fapt este nașterea, că este totuși undeva, dar cu toate acestea observăm. În market se așează, deci este un Moș Crăciun, se așează copii, spune dorința, în speranța că va primi cadoul sau un dar. Spuneți, vă rog, iată darul. Nu e o manipulare? Pentru că obligat și ce se întâmplă cu copilul, ce se întâmplă cu părinții. Iată, corelația aceasta și problema care stă în mijlocul este, deci, darul. Ce e cu ea? În principiu, deprinderea generozității de a oferi înainte de a primi e greu să o cultivezi la vârstele fragede. Pentru că la 3 anișori, până la 3 nu vorbesc, da? După 3 anișori, e momentul când copilul știe că poate să aibă tot pentru că el merită, că e mic și e mezinul. Și atunci părinții nu-și pun întrebarea că trebuie să meriți acest dar. Pentru că ești mic, tu trebuie să ai daruri. Deci, cumva, foarte bine ambele tabere. Și copilul știe de ce el primește cadoul și când va primi, și părinții își dau seama că el trebuie să primească. Bun. A oferi daruri, eu cred că nu poți să înveți un părinte și să-i spui când trebuie să dai dar și când nu. Pentru că darul în sine înseamnă afecțiunea care o porți pentru cel care îi faci. De Crăciun, iarăși, cum ați spus, s-a înlocuit. De fapt, de Crăciun, darul suprem Dumnezeu l-a făcut. Necondiționat. El a oferit tot ce are mai bun și mai sfânt. Ce facem noi ca părinți de Crăciun? Mie mi-ar place Crăciunul să fie în fiecare zi, adică să fim pregătiți să oferim tot ce mai frumos și mai bun și să fundamentăm, să clădim această nevoie. Eu vreau să-ți ofer pentru că te iubesc, eu vreau să fac asta. De Crăciun, bine, s-a înlocuit frumos pentru că în epoca consumerismului noi ne luăm după duș, după val. Majoritatea fac și eu, dar ce e rău în asta? Bine, nu e nimic rău în asta, dar în momentul în care îți pui întrebarea, bun, majoritatea face asta, sunt de acord eu cu majoritatea sau vreau să cercetez eu de una singură, de unul singur? În cazul în care părinții vor neapărat să, sau sunt lipiți la un adevăr și cunosc foarte bine că ei vor neapărat copilul lor să crească în adevăr, ei aleg partea aceasta. Și probabil că își asumă și responsabilității acestei alegeri, pentru că vor fi părinți care îi vor condamna, pentru că copilul va vorbi că nu există Moș Crăciun, așa? Și atunci eu nu văd nimic rău chiar și în momentul în care copilul merge să se fotografieze cu acel personaj, pentru că el acasă va fi educat în așa fel încât se va explica, este un personaj foarte bun, blajin, care vrea să povestească că sunt oameni care continuă să dăruie necondiționat. E perioada darurilor, să-i spui dorința lui, probabil că aici deja voi merge un pic pe altă traiectorie. Este rugăciunea care mereu este auzită dacă este verbalizată cu credință și aici e momentul în care e foarte greu copilului să explici ceva, să-i spui că tu dacă ceri vei primi, lui e foarte greu să înțeleagă cum să ceară, cui să ceară. Pentru că credința, știm foarte bine, să creeze în lucrurile nădăjduite și asta un adult nu poate să facă. Și în lucrurile reale. Exact, dar asta și este credință. Deci nu le vezi, dar le nădăjduiești ca și cum ar fi împlinite. Da? Asta ar fi. La copil nu poți să faci lucrul ăsta. El trebuie să pipăie, să miroase, să știe, pentru că el chinesteze că află lumea. Și atunci, în momentul cineva s-a gândit bine că hai să nu spunem că nu există Iisus.
Da? Dar frumos să oferim ceva palpabil, aromat, frumos colorat și foarte bine s-a suprapus încât s-a uitat originea. Însă sunt familii, sunt instituții care vor să revină la autentic și momentul dat este fantastic să-l faci definitiv, ori nu să alegi un pic de acolo, un pic de acolo și hai noi cât de cât să-l potrivim realitatea la mit și la autentic. Nu. Părinților care vor cu adevărat să nu piardă magia sărbătorilor, pe de o parte, și celor care vor foarte mult să știe pentru ei ce înseamnă Crăciunul, îi invit foarte mult să pună în față, de fapt, cum vor ei să crească copilul lor peste 5-10 ani la maturitate. Cine vor ei să devină copilul lor, dar nu înainte de a întreba cine sunt eu și ce înseamnă pentru mine Crăciunul. După asta, probabil, va fi foarte simplu să înțelegi ce sărbătoriți voi ca familie acasă atunci când este Crăciunul. Deci trebuie să fie prezentă o identitate, să fie clar răspuns la întrebări, uh-huh, ca așa cum ați spus dumneavoastră, ce exact este Crăciunul, și de aici se derivă mai departe aplicația. Da. Sau cum, ce fac eu în continuare. 100%. Bine, cadoul. Da. Dar înainte de cadou, uh-huh, ce se întâmplă copilul când află că nu este Moș Crăciun, că este păcălit, e dezamăgit? Uh-huh. Depinde de vârsta când el află și contextul. Pentru că este... Bine, până ajunge la momentul ăsta, eu mi-am amintesc mică, bine, mi-am amintesc grație fotografiilor care le-am. Tot plâng când apare Moș Crăciun. Deci e ceva groaznic. Apare un nene mascat, machiat, straniu vorbește, tușește permanent, ho, ho, ho. Deci o imagine care și copiii înțeleg că e ruptă din alt context, cu siguranță într-o sărbătoare de vină. De aceea, pentru mine, de mică era foarte clar, deci după asta n-am avut experiență cu Moș Crăciun. A fost la grădiniță una și am plâns foarte tare, eram în braț la educatoare, asta mărturisește și mama, dar și fotografia care o am. Respectiv, e greu să spui ce se întâmplă atunci când îi cade barba și copilul realizează că seamănă cu vecinul de alături sau cu tati și atunci te sperii cum tata poate să fie să îmbrace masca asta. Deci copiii mei au avut momentul ăsta când noi acasă am creat dispoziția de sărbătoare, tati îmbrăca, soțul îmbrăca o mască și era foarte, deci uimirea lor, credința că wow, el chiar există, deci chiar pe pielea mea am trecut-o, pentru că am început și eu dintr-un moment de cunoaștere, unde am crescut frumos. Cea mică a mea, ea știe că Moș Crăciun e un personaj fictiv, născocit de oameni pentru a aduce bucurii copiilor. Atât. Eu nu cred că asta e rău. E bine. Ce se întâmplă atunci când copilul are o dezamăgire și probabil că aici vine vârsta de 5 ani, 5, 8 anișori, e momentul când el începe să conștientizeze lucrurile, la 7 ani conștiința începe să funcționeze altfel și atunci conceptul de moarte la fel este cel care îl strânește întrebări, dar și momentul de unie realitate de fapt. Și e foarte bine adultul, în momentul în care apare întrebarea, chiar e așa, să vină cu niște dovezi pe măsură. Pe măsura copilului, poate să nu-i spun adevărul crunt în față, dar ușor, leger, să meargă spre destinația pe care o vrea părintele. Atunci când vin la psiholog, hai spuneți dumneavoastră adevărul că sunt traumatizez, bineînțeles că nu o să fac asta, pentru că nu mi-aparține mie amintirea care până acum ați creat-o. Dumneavoastră ați creat-o dintr-un motiv anume. Nimeni nu o să vă condamne că ați ales pe Moș Crăciun să-l valorificați în familie sau invers. Să alegeți personajul principal pe Domnul Iisus, să fie cel care să fie centru, temelia sărbătorii date. Dar dacă s-a întâmplat momentul de descoperire a acelui personaj care de fapt se vroia a fi Moș Crăciun, cineva chiar lasă și urme de zapadă, bine, e o poveste fantastică, mie îmi plac toate creativitățile acestea, imaginația cu adevărat nu are limită, dar pentru ce? Pentru ce? Ca să manipulezi mintea copilului și fiecare să spui, a, e februarie abia, dar la viitor în decembrie, vezi, poate să nu mai vină la tine Moș Crăciun. Mi se pare dur. Și atunci este important ca noi părinții să avem foarte mare grijă ce facem noi cu acest psihic fragil, care este atât de
influențabil și atât de fraged la tot ce înseamnă modelare, pentru că asta facem noi. Acasă noi suntem educatori și eu ca părinte aleg cum să-l modelez în direcția pe care o doresc foarte tare. Apoi dau în mâinile educatorului la grădiniță și iarăși eu vreau să particip la modelarea dată, pentru că nu o să-l las în mâinile cuiva care are alte concepte și principii. Și cumva, uite, se întâmplă că acest boț de om care ar putea să devină un wow creatură, iese cumva un amalgam în care absorbe din fiecare adult, absorbe niște amintiri, bine ar fi să fie amintiri frumoase, da? Sfințite de adevăr. Dar la un moment dat ele apar cumva mai mult un amalgam și el ajunge mare să fie, să nu creadă categoric în magie sau din potrivă să fie contopit cu magia și să nu mai vadă diferența între real și imaginar. Și lucrul acesta e patologic. Absolut. Păi asta e, se răsfrânge nemirlucit asupra maturității emoționale și spirituale. Evident, în societate există această, știți, paradigmă sau, mai corect spus, chiar și o glumă. Uh-huh. Ci, domnule, mai crezi în Moș Crăciun? Adică așa, așa o absolut negare a orice. Așa. Și toate datorită faptului, pentru că eu înțeleg, uh-huh, că omul s-a dezamăgit, a fost, a trăit destul de serioasă o traumă psihologică, pentru că dezamăgindu-se, pentru că credea pe Moș Crăciun, uh-huh, și când dimineața se trezea, mergea, alerga la Brăduț, eu știu, un loc special și găsea darul și credea că este, da, de la Moș Crăciun, mai scria. Evident, și când s-a dezamăgit, absolut a negat totul. E o traumă. Absolut. E o traumă. De Moș Crăciun, i-am avut așa vreo 10 ani în urmă, uh-huh, o situație, am primit un mesaj, dar anterior acest mesaj de la persoana care în glumă mi l-a trimis, așa, a fost o situație și în context deschid mesajul, dar el e de câteva pagini și încep să citesc așa, aranjat bine. Știi, n-am vrut să-ți vorbesc în față, dar de fapt și mă intriga tot mai mult. Așa. Știi, nici nu știu cum să spun, mult timp am stat, nu știu cum să zic și nu știu ce și eu tot citesc, la mine fug deja rândurile, și, pentru adică că eu îmi imaginez nu știu ce, pentru că e o situație, uh-huh, reală care am avut-o anterior, undeva o oră în urmă și eu primesc mesajul de la aceeași persoană. Ca până la urmă, în glumă, să spună, nu există Moș Crăciun. Cu atâta introducere. Așa. Ca să înțeleg că reacția mea este, cum să zic eu, normală, uh-huh, îi trimit fratelui meu, care, mă rog, mă telefonează el și mă întreabă, tu ești normal, tu ești sănătos? Eu nu mai puteam să termin exact, mesajul, n-avem răbdare să-l până la capăt. Cu Moș Crăciun când nu există. Deci, nu suntem a fost sigur că... Dar eu înțeleg că trauma psihologică, multă lume, vrei nu vrei, dar o poartă undeva și se lasă pe adevărat este că este trauma, cum ați spus dumneavoastră, emoțional atunci când copiii între ei vorbind la grădiniță spun că de dimineața am găsit ce mi-am dorit eu mai mult, da? Iar sunt copii care n-au găsit nimic sau nici bradul măcar nu l-au sau, nu știu, sărbătoarea propriu-zisă la ei cumva este invers totalmente, da? Și atunci vrei, nu vrei, fac o comparație și spun întrebarea, oare ce nu e regulă cu mine? Oare nu mai iubesc suficient pe mine părinții? Pentru că evident, în a oferi cadoul și a-l primi sub braduri ori în altă parte, înseamnă gestul de dragoste. Înseamnă cineva te iubește foarte mult. Și atunci când înțelegi că tu primești altfel sau nu primești deloc sau sunt alte condiții, bineînțeles că aceste momente pun amprentă pe copilărie, iar toți suntem născuți în copilărie, ajungem la maturitate și înțelegem că ceva nu ne plac în sărbători și cumva noi fugim de fiecare dată din evenimentele acestea și avem deja copiii noștri, dar nu înțeleg cum poți să te bucuri când de fapt nu a fost bucuros. Uite, momentul ăsta e bine pentru că copiii noștri sunt lepicii de copilăria noastră, de copilul care îl purtăm în noi și ei ne tratează. Și atunci, dragii mei, hai să copilăriți împreună cu copiii voștri. Adică, îndrăzniți și permiteți-vă să vă bucurați de sărbătoarea aceasta
precum n-ați reușit să o faceți la vârsta potrivită, pentru că nu există vârste pentru a iubi pe cineva sau a auzi, a realiza că ești iubit. E ceva care nu are limită, nu are statut, nu are rasă, nu are, să zic eu, timp anumit potrivit pentru asta. Îndrăzniți să cereți sau să auziți sau să oferiți dragostea pe care o purtați. Mulțumim mult! După o pauză muzicală, ne vom continua și vom vorbi despre cadoul și efectul acestora. Rămâneți cu noi! Mulțumim că sunteți cu noi. Noi continuăm discuția ce privește Crăciunul, mitul Crăciunului în familiile noastre. Acum vom vorbi despre, stimată doamnă, despre cadouri. Așa. Există farmecul cadoului și știți, absolut, la Crăciun probabil că copiii așteaptă ca să le se ofere lor, uh-huh, cadoul. Da. Și aici, știți, îmi place, vreau, aștept, uh-huh, un cadou de la mama, din tata, de eu la eu sunt mare cine. Și tot vreau de la soț. Nu să ascund asta. Cadoul. Ce este bine și ce nu este bine la Crăciun cu cadourile date? Uh-huh.
Bine, părinții care își pot permite un buget mai mare și fac asta, de exemplu, adventul, calendarul care există, deci în fiecare zi, de 1 decembrie, 2 până pe 24, se adună tot felul de daruri. Eu am văzut foarte multe idei simpatice în care nu sunt milioane aruncate, dar sunt simbolurile Crăciunului găsite în Biblie, în care copilul descoperă de ce este important ieslea sau ce semnifică pruncul sau cine sunt magii. Și astfel se formează în ajun de Crăciun, propriu-zis 24, își adună toate acele simboluri de pe 1 decembrie pe 24, se așează la masă și părinții încep să-i povestească, de fapt, ce a fost asta. Un fel de puzzle. Exact, exact. Îmi place, pentru că contează procesul, nu doar rezultatul. Spuneam despre părinții care au un buget și își permit foarte multe. N-am să-i condamn niciodată atunci când ei vor să dăruie copiilor să-i tot ceea ce cred ei că trebuie să aibă. Întrebarea este alta. Cum primesc copiii aceste daruri și ce fac ei cu aceste daruri? Nu neapărat să fie recunoscători părinților. Voi munciți foarte mult, mulțumesc. Dar ar fi bine, recomandabil pentru acei părinți care fac asta, să urmărească comportamentul copilului în raport cu semenii, în raport cu cei care sunt mai triști decât ei. Să vadă ce atitudine au ei. Și dacă poartă o atitudine ferească și empatizează, ceea ce este valoarea superioară omului, nu oricine poate să empatizeze, dar la baza empatiei există niște valori mega extra omenești. Și dacă acel copil care primește pe toate continuă să dăruie, continuă să mulțească această deprindere care o vede acasă și empatizează și înțelege, mami, tate, vecinii noștri nu au, hai să le facem și lor ceea ce avem noi, că noi mai mult avem. Înseamnă că acești părinți au reușit să educe chiar din surplusul, excesul care l-au, au reușit să pună semința cea bună. Dar dacă acel copil este orgolios, îngânfat, și acum nu vorbesc să judec acel copil categoric, dar are un comportament egoist și nu are prieteni și este cumva pusă deoparte sau este folosit, manipulat până când are cadouri și până când împarte jucăriile sau dulciurile care le are, e timpul să puneți întrebarea: asta vă doriți dumneavoastră? Îl vedeți fericit pe el? Bine, nu văd. Atunci hai să vedem cum putem să facem lucrurile să meargă. Darurile care le aduc eu copilului sub brat trebuie să poartă o semnificație, nu pentru că am bifat că am fost bun părinte și am făcut ca și toți părinții. Mm-mm. Eu vreau să fiu un părinte care conectez ceea ce contează pentru mine, pentru familia noastră, să conectez cu acel cadou sub brat. Și dacă adolescentul vrea sub brad un iPod sau un mega telefon sau nu știu mai ce și eu nu pot să-mi permit ca părinte, eu nu mă voi simți vinovată că nu pot să fac lucrul ăsta, dar voi avea maturitatea să mă așez la masă cu el și voi discuta despre lucrurile care sunt. Da, poate vor apărea stări de furie, tu muncești și nu ai bani, cum se leagă asta? Pentru că adolescenții gândesc altfel. Nu ca puștii mici care sunt bucuroși pentru o jucărie mică care nu știu ce face, da? Ei au așteptări mari. Bine, dar ce ați făcut până acum că acest adolescent foarte ușor, curând, matur, nu poate să facă conexiunea între realitate și așteptare? Nu poate să vadă ce face mami și tate din răsputeri să satisfacă nevoile lui fundamentale acasă, dar poate îi fac mai mult decât o fac cei care au milioane. E greșeala părinților? Da, este. Pentru că atunci când eu nu pot să fac mai mulți bani, nu e pentru că nu am destul inteligență, dar sunt niște circumstanțe care mă depășesc. Și dacă iese eliberat din funcție unul dintre parteneri de la postul de muncă mare care a ocupat, înseamnă că e timpul să facem împreună în familie o mega metamorfoză și iarăși punem accentul, suntem împreună și vom trece și peste această criză. Deci eu vorbesc de o maturitate pe care nu toți adulții o au, dar pot să o aibă. Și asta e partea bună a lucrurilor. Ce îndemn eu părinții să ofere în dar de Crăciun și nu numai? Primul ar fi darul consecințelor. Mm-hmm. Sună un pic filozofic, dar e foarte simplu. Darul, dacă l-ați lămuri. Exact. Darul consecințelor înseamnă a avea răspunsurile la întrebările mele ca adult, ce urmăresc eu prin toată abordarea, paradigma, principialitatea mea ca părinte. Ce urmăresc eu? Eu știu ce fac?
unde merg eu cu toate valorile și toate regulile care le am în casă. Pentru că atunci când eu voi fi consecventă și constantă în tot ceea ce solicit și ofer, atunci darul consecinței va veni de la sine și va fi nu doar al copilului, dar și al meu ca părinte. Ce-ar fi asta? Asta ar fi darul pentru copil să fie oferit timpul într-o manieră calitativă și ordonată, adică regulată, timpul meu ca părinte. Asta ar fi atenția mea. Deci, practic, e investiție. Absolut, în copil. Absolut. Și atunci, ca părinți. Și atunci consecințele sunt extraordinar de simpatice și vor fi așteptate de cele care vreau eu, pentru că eu am făcut investiția care dumneavoastră ați accentuat-o foarte bine. Și este darul cel mai frumos, probabil, absolut, pentru copil. Două, este darul perspectivei. Dacă consecința leagă cumva trecutul cu prezentul, darul perspectivei înseamnă cum pot eu, sau ce pot să fac eu astăzi pentru ca să-l văd mâine așa cum aș fi vrut eu foarte mult să-l văd. Sau, bine, și asta cineva mi-ar spune acum, dar poate ceea ce vreau eu de la el nu este ceea ce vrea el. Așa? Atunci, cum pot eu să contribui la versiunea lui cea mai bună de ziua de mâine? Cum pot să contribui? Pentru că ei te ajută, mai ales adolescenții. Ei te ajută prin negarea care o au atunci când tu îi propui ceva, sau prin pasiunea pe care tu i-ai ajuns să o descoperi. Darul perspectivei înseamnă să fii conectată tu cu el în așa măsură încât împreună să pășiți spre necunoscut. Și să știți că necunoscutul cumva nu este groaznic pentru că împreună sunteți. Darul imaginației. Dacă noi adulții vom avea răbdarea și curajul să ne lepim la ceea ce au ei în căpșorul lor, la 2, 3, 15, 18. Și nu vom spune că nu-i voie asta, pentru că așa spune, nu știu, bunicul sau așa am citit, dar să avem inteligența frumos să intervenim și în primul și în primul rând să le arătăm că noi îi auzim și îi ascultăm. Prin asta noi modelăm viitorul, pentru că oferim libertatea ca imaginația la nivel mental să creeze scenarii mentale, astfel încât comportamental noi deja să știm că el va fi pecetuit în sensul bun al cuvântului. Și al patrulea dar e darul familiei. Nu l-am lăsat la urmă că este secundar, nu, dar el e cireașa de pe toartă. Darul familiei înseamnă că tot ceea ce fac eu, zi de zi, an de an, contribuie la valoarea supremă, familia. Oriunde ai fi, orice ai face, câte eșecuri noi avea, mereu. Mereu, mereu vei fi cel mai important, cel mai iubit acasă, în familie. Și dacă realizează familia o astfel de dar, copilul va avea cu adevărat o educație și înțelegerea darului adevărat. Vedeți, ceea ce am observat și în societate, probabil că și în timpul meu, nu știu, în copilăria mea, copiii după sărbători se adună și discută, concurează. Absolut. Cine, ce cadouri a primit, le discută și așa mai departe. Uh-huh. Și evident că își pune întrebări, cine ar fi fost? Dacă e un pic și e păcălit că, știu, Moș Crăciun, copilul se gândește trebuie să fac să fiu mai bun pentru că mă vede Moș Crăciun și nu știu ce și așa mai departe. Iar ceilalți probabil că înțeleg că sunt părinții care oferă și aici se întâmplă aceea frustrare, poate că. Dar, așa cum ați spus și dumneavoastră, probabil că ar trebui de învățat pe copiii noștri ce e mai bine, să primești sau și să oferi un cadou. Pentru că dacă copilul va primi, el și va oferi, va fi învățat. Există familii sau există copii care au crescut poate fără daruri. Da. Și atmosfera aceasta de sărbătoare poate le-a lipsit. Dar de ce acești copii care n-au avut daruri pot să ofere necondiționat mai mult decât cei care le-au primit? Deci sunt foarte multe cercetări care sunt pe alocuri fără o concluzie din partea specialiștilor în psihicul uman. De ce dintr-o familie vulnerabilă unde copilul este rănit pentru că poate tata nu a fost la timp, de poate sărbătoarea în general nu se știa că există, doar pe calendarul o știa sau la școală auzea despre asta, devine un om care își pune scopul să facă să fie auzit de toți copiii bucuria generozității. Sau de ce sunt copii bogați care oricum rămân să fie sensibili la nevoia altora?
niște paradoxuri care ies la iveală de niște legi care cumva prescriu, a, ești bogat, înseamnă că ești zgârcit. Nu, sunt niște excepții. Înseamnă că se poate. Înseamnă că există ceva la nivel de ADN, la nivel de arhetipurile noastre, în mintea, în inima noastră, care face să se miște cele mai mici celule din noi și să biruie umanismul împotriva consumerismului și împotriva popularismului de a fi vedetă, de a fi în mijlocul tuturor, de a fi primul, pentru că leadership-ul este cel mai evident astăzi. Da, toți vrem să fim lideri, dar adevăratul lider ce face? El începe cu a sluji, începe cu a fi de folos omului, de a căuta să împlinească o nevoie, pentru că mă bucur din ce în ce mai mult să citesc cercetări de către medici, chirurgi, oameni de știință care cred doar în ceea ce văd, în care afirmă puterea recunoștinței ca un medicament miraculos. Mă bucur enorm de mult pentru că, da, omul care se culcă noaptea și spune, poate nu spune cuvântul Creatorului, Doamne, îți mulțumesc, da, pentru că este ateist sau nu știu, poate spune Allah sau Buddha, nu știu, dar el începe cu mulțumesc. Și știi pentru ce mulțumește? Păi acest om are mult mai multe șanse să învingă boli, să trăiască mai calm, nu fericit neapărat, dar mai calm, mai încrezător și mai mult decât atât să răspândească sămânța aceasta celorlalți. Pentru că recunoștința face niște schimbări la nivel de celulă în care câștigă endorfinele, oxitocina, hormonii ăștia care dau senzația de homeostazie, de echilibru intern. Iar asta înseamnă imunitate. Asta înseamnă creier sănătos în corp sănătos, pentru că frica, panica, paralizează tot ce înseamnă anticorp, tot ce înseamnă imunitate. Și atunci să nu ne fie suspicios de ce o boală care s-a început cu o sinusită s-a transformat în ceva mai mult decât atât. Pentru că, da, puterea minții, puterea cuvântului nu are granițe. De aceea trebuie să credem cu adevărat în această minune care începe cu mulțumesc. Știți, vorbeați despre aceasta și eu mă gândeam, cu tot acestea, după părerea dumneavoastră, este important ca omul să înțeleagă, să aibă o revizuire a paradigmei, dar chiar și acela care s-a dezamăgit în Moș Crăciun, să-i spunem. Pentru că mi se pare straniu să zici, mulțumesc Moș Crăciun că mi-ai oferit mie cadou sau mulțumesc pentru cu tare lucru, pentru că nu există. Ci realitatea este că este altcineva. Cel care a venit, cel care s-a dăruit, cel care a oferit. Și atunci va trebui să recunoști că el are grijă. Daruri primim multe. Și oferim daruri. Da. Dar cred că dacă nu conștientizăm darul cel mai, darul suprem, atunci probabil că ne pierdem în identitate și în înțelesul darului cu adevărat. Chiar și acele daruri pe care noi le facem și le oferim altora. Da, da, pentru copiii care sunt alentați cu daruri, pur și simplu să fie frumos ambalate și pus sub braț, el pierde bucuria surprizei. Nu, fiți de acord, pentru că și industria consumismului stimulează ca cât mai multe, pentru ca să aibă vânzări. Cele mai mari vânzări se întâmplă la sărbătorul de Crăciun. Este o statistică puternică în acest sens. Adevărat, adevărat. Eu cred că este necesar ca fiecare adult, nu-i târziu nici anul acesta de Crăciun, să-și facă o analiză personală ce este pentru el această sărbătoare. Și dacă are încă întrebări, atunci să îndrăznească să afle răspunsul la aceste întrebări. De ce? Pentru că doar așa el va putea să ofere adevărata magie a sărbătorii. Doar prin propriul său exemplu, prin dragostea pe care o poartă pentru această sărbătoare și pentru decizia de a se alepi de un adevăr sau de un mit sau de altceva care pentru el ar însemna Crăciunul. Și dacă el știe foarte bine că a făcut-o conștient cu inima și cu mintea, atunci, cu adevărat, sărbătoarea va fi extraordinar de frumoasă. Citeam într-o revistă Semnele Timpului, unde se prezenta, știți, în contrast, dar secvențe din istorie, cum era Crăciunul. Crăciunul pe timpul de foamete, Crăciunul pe timpul conflagrațiilor, deci
primul și al doilea mondială, după și sunt secvențe. Și apoi mai târziu în lumea baby boomerilor, deci de familii, brăduț, așa, mai târziu astăzi și scena de astăzi. Acum, imediat, și lucru care pe mine mă impresionează este că generația, bine, se prezintă generația Z, Alpha și așa mai departe, care mai sunt ei la rând, totul și acum, imediat. Și adică dorința generației este aici și acum. Și cumva totul leagă și încearcă să leagă și de sărbători. Sărbătoarea aceasta de Crăciun sau de evenimentul care poate că nu conștientizează ce se întâmplă cu el. Și totul acum. Dacă pentru ceilalți, în alte timpuri, era un dar, eu știu, un semnificație Crăciun, pur și simplu erau în familie și... Sau că tatea remit acasă. Exact. Darul era un eveniment anumit, familia. Exact. Ar însemna oare că ar trebui cumva să conștientizăm ce este darul cu adevărat, ce darurile care sunt în familie la ziua de astăzi? Probabil asta este și necesitatea de a face lanțul ăsta, retrospectiva, unde am început, cum s-a început și cum a avut loc transcendența, pentru că e adevărat că omenirea se spune că acum trăiește cel mai bine drept condiții, dar în același timp decăderea umană este la un nivel atât de denaturat încât nu a existat nici pe vremea războiului, atunci când oamenii credeau în fraternitate, credeau în loialitate și erau niște principii care pur și simplu nu le puteai să le vezi astăzi. Nu poți. Bine, nu mă uimesc că generația este așa cum este, pentru că trăiesc în aceste timpuri și văd maturii care prioritizează altceva decât ceea ce contează foarte mult. Și eu fac asta pe alocuri conștient, pentru că așa e mai simplu. Decât să te complici în niște lucruri atât de importante, care îți răpesc și timp, și sănătate, și multe alte, decât să alegi ceea ce fac toți și aparent ne auto-amăgim că facem bine. Dar cred foarte mult că așa cum suntem obișnuiți noi să facem o retrospectivă și să tragem linia că anul acesta a trecut și a fost un an dificil, pentru că în fiecare familie a fost un doliu, din păcate. A existat familii care au fost intersectate de moarte, de boală, de tragedie și asta însemna, vreau chiar oamenii să spună întrebarea ce vreau eu pentru anul viitor, ce promit eu pentru mine să schimb, să fac. Și credeți-mă că declarația aceasta nu-i foaie verde. E bine să o faci unui om pe care îl stămești și îl iubești, pentru că să-ți fii rușine dacă nu te ții de această declarație și să pui la capăt. Da, sunt niște trucuri care ți le asumi eventual. Dar dacă faci declarația aceasta să nu mai bărfesc anul acesta pe nimeni, să fiu concentrată pe familie și în momentele potrivite să pot să spun nu ședințelor, gradelor, conferințelor, să spun da oamenilor scumpi și dragi. Și dacă fac asta și îmi scriu și fac declarația, atunci să merg pe agenda aceasta, da? Pentru că anul care vine să fie un an pe care îl încep de partea adevărului și să nu fiu influențat de mituri, de obiceiuri care nu mi-aparțin mie drept valoare și caracter. Știți, emisiunea aproape că se încheie și la finalul ei aș fi dorit, pentru că ne-am vorbit multe și lucruri importante. Sper și eu să fii de folos. Dar ce recomandări, știți, la ziua de astăzi? Pentru că, vrei nu vrei, este atmosferă de sărbători în societate. Ați fi dat dumneavoastră, ce sfat ați fi dat? Să începeți cu 1, 2, cu 3, eu știu, sau o dorință pe care, sau, eu știu, o doleanță pe care părinții și cei care ne privesc pe noi la ziua de astăzi ar putea să o implementeze. Atunci când fac astfel de recomandări, mereu pornesc cu propria mea experiență și nu voi recomanda nimic din ce n-am încercat pe propria piele și pe propria familie.
De aceea, sugestia mea, îndemnul meu, este să vă iubiți atât de mult pe voi înșivă, încât să nu acceptați ca minciună să ocupe locul adevărului în familia dumneavoastră. Iar pentru aceasta e bine foarte, este recomandabil ca dumneavoastră, adulți fiind, să vă întrebați cât de maturi sunteți și cât de bine stați pe ambele picioare pe fundamentul credinței în cazul dat. În ce credeți dumneavoastră? În cine credeți dumneavoastră? Ce puteți să faceți ca să vă lipiți și mai mult de adevăr? Pentru că astăzi ca niciodată medicii sunt cei care îndeamnă oamenii la credință și o îndeamnă nu pentru că sunt disperați ca știință, dar pentru că înțeleg că omul creștin, omul care trăiește o relație vie cu Dumnezeu, are șanse mai mari de recuperare, de vindecare și mai mult ca atât poate să fie o lumină pentru ceilalți. Pentru că acești oameni se clădesc pe un fundament atât de destoinic și atât de constant care a fost ieri și este azi și va fi și mâine, care ne învață că totul începe cu dragostea. Nimic altceva. Deci eu nu voi spune despre reguli, condiții, granițe, tot ceea ce este foarte bun. Dar dacă noi trăim fără dragoste, atunci trăim în deșertăciune și degeaba facem în numele dragostei dacă o facem fără ea. Vă îndemn să vă iubiți pentru a iubi. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost împreună cu noi și mitul familiei sau mitul Crăciunului în familiile noastre ar trebui să îl verificăm. Da. Să îl reanalizăm, să înțelegem ce ne motivează și ce dorim de la această sărbătoare sau de la acest eveniment sau să identificăm, de fapt, originea. Da. Originea acestei sărbători. Și eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație și, ca de obicei, pentru provocări frumoase. Și să aveți și dumneavoastră sărbători fericite. Așa să fie la toată lumea. Mulțumesc. Cu siguranță că avem multe lucruri de primit și de oferit, dar există un dar care ar trebui să-l identificăm fiecare dintre noi. Un dar suprem. Un dar care motivează existența noastră. Vi-l doriți ca să-l descoperiți chiar în sărbătorile acestea. Vă spun la revedere, până data viitoare!